Evita mene vele dragoste cucinci alimente sana classe. http://fleet.it/figuraromagna. Mene vele dragoste representa accumula in estetice de grasime la nivelu l'abdomenului. Pots sabescoperia chasta problema un modum templator, atuncicund probesio peveque vecede. Lugci constaxi, finind cuprins de un sentiment de disperare, ca acestia nux mai vin bine. Înaintarea în vârstă, încetinirea metabolismului și moștenirea genetică sunt factori care influențează riscul depunerii grăsimii în jurul taliei. Pe lângă faptul că sunt inestetice, mânerele dragostei constituie și o problemă de sănătate. Când grăsimea acumulată la nivelul abdomenului este excesivă, aceasta ar putea indica un risc crescut de a dezvolta probleme ca tulburările cardiace, diabetul și hipertensiunea arterială. Ca să eliminăm mânerele dragostei, există însă anumiți factori pe care trebuie să îi luăm în considerare înainte de a ne reduce aportul de calorii. În primul rând, trebuie să reținem că organismul are nevoie de calorii pentru a produce energie. Nu uita acest aspect dacă dorești să pierzi în greutate. O greșeală frecventă a în rândul celor care încearcă să slăbească este să evite mâncarea. Este esențial să mâncăm suficient și sănătos. Dacă alegem să sărim peste o masă sau două, nu facem decât să ne alterăm metabolismul și să pierdem nu grăsime, ci masă musculară. Nutriționiștii ne spun clar, trebuie să menținem un stil de viață sănătos și să avem grijă ce mâncăm. Anumite alimente pot juca un rol important în cadrul curei noastre pentru a elimina mânerele dragostei. În articolul de azi îți prezentăm 5 asemenea alimente. 5 alimente care ne ajută să prevenim mânerele dragostei. 1. Cafeaua și oxidarea grăsimilor. Deși pare greu de crezut, consumul a una sau două căni de cafea pe zi promovează sănătatea. Creierul îți va fi recunoscător dacă adopți acest obicei, iar ficatul tău va primi protecție împotriva mai multor boli. În plus, cafeaua este benefică și în ceea ce privește arderea grăsimii. Conform unui studiu științific, cafeaua îmbunătățește abilitatea organismului de a oxida grăsimile. Dacă adopți o dietă sănătoasă și consumi puțină cafea în fiecare zi, mânerele dragostei nu te vor mai deranja mult timp. Consumul echilibrat și regulat de cafeină accelerează metabolismul și, datorită stimulării producției de adrenalină, susține arderea grăsimii. Nu uita, nu trebuie să bei decât o cană sau două de cafea pe zi. Consumată în exces, această băutură nu te ajută să pierzi în greutate. 2. Portocalele amare, un aliment ideal pentru micul dejun. Te surprinde? Da. Portocalele amare sunt utile pentru a arde mânerele dragostei. În loc să te gândești că acest fruct, citrusic sau rantium, ar fi neplăcut, închipuieți cât de delicioasă este o felie de pâine prăjită cu puțină portocală amară. Iată ce beneficii poți să accesezi. Acest soi de portocală conține fenilefrină, un compus foarte puternic care accelerează metabolismul când ne odihnim. Dacă ești obișnuit să consumi portocale amare cu moderație, o să te simți mai sătul, iar talia ta se va subția.
Micul dejun va fi complet, dacă combine puțină portocală amară cu pâine prăjită. Însă nu uita! Consumat în exces, acest fruct provoacă hipertensiune arterială. 3. Și grapefruitul este util. Grapefruitul este un fruct citric incredibil care nu ar trebui să lipsească din dieta ta zilnică. Optează doar pentru grapefruituri naturale și evită sucurile din comerț. Grapefruitul natural este benefic pentru sănătate și ne pune la dispoziție numeroase proprietăți interesante. Un studiu realizat la Universitatea din Arizona a scos la iveală faptul că persoanele supraponderale pot obține beneficii semnificative consumând un grapefruit pe zi. Acest fruct nu promovează pierderea în greutate și nu poate elimina mânerele dragostei. Totuși, grapefruitul îmbunătățește sănătatea cardiacă și reduce nivelul de colesterol și tensiunea arterială. Practic, acest fruct îmbunătățește starea generală de sănătate, facilitând astfel scăderea treptată în greutate. Așadar, deși grapefruitul nu poate face minuni pe cont propriu, acesta ne ajută să ne atingem mai ușor obiectivul. 4. Oțetul, dar nu orice oțet. Dacă vrei să pierzi în greutate și să elimini mânerele dragostei, optează pentru oțet de mere, nu oțet balsamic. Deși cel de al doilea soi are un gust mai bun, acesta este mai bogat în calorii. Oțetul de mere a fost utilizat timp de secole, iar proprietățile sale medicinale sunt celebre. Revista Bioscience a publicat mai multe studii realizate la Universitatea din Washington. Conform acestora, incorporarea oțetului de mere în dietă stimulează arderea grăsimii abdominale. Un alt beneficiu al oțetului de mere este faptul că acesta reduce nivelul de colesterol, rău, LDL, stimulând desfundarea arterelor și îngrijind sistemul limfatic. 5. Ardeiul iute arde mânerele dragostei.